Am revenit, doamnelor, domnilor, în platoul emisiunii Opiniile Zilei, alături de rectorul Universității Danubius, conferențiar dr. Andy Pușcă. Bună seara din nou! Bună seara! Și invitatul dumnealui special și al nostru în această seară, fondatorul și directorul companiei Noble Manhattan, companie care se ocupă cu îndrumarea oamenilor către o profesie foarte nouă și cu o foarte mare capacitate de a deveni una extrem de profitabilă și căutată. E vorba despre meseria de coach și despre Gerard O'Donovan. Good evening again. So we talked during the break. I was asking you about how many students that have passed on to being coaches themselves mm-hmm. you have had over the years. Am vorbit în pauză despre, de fapt l-am întrebat pe domnul O'Donovan, câți absolvenți și coach a format de-a lungul timpului. We've trained just over 12,000 coaches in 27 countries, and we keep in touch with them all the time through our newsletters, our databases, and we have physical meetings that meet in 45 cities all around the world every month. So we keep in touch with them, and about 75% or 80% are still actually trading as coaches. De lungul timpului am avut un număr de aproximativ 12.000, peste 12.000 de absolvenți care au devenit coach, dintre care 75-80% au și rămas în această profesie până în prezent. Cu toți ținem legătura în mod constant prin newsletter și chiar prin întâlniri propriu-zise în 45 de orașe din lume, printre care se află și Galațiul. Are there cities in Romania? We have support groups running in Bucharest, Timișoara, Iași, Brașov, Ploiești, Pitești, Constanța. Foarte multe orașe din țară. Foarte multe orașe din țară, iată, care au fost cooptate și care înseamnă că România este totuși o piață foarte bună pentru această profesie, sau cel puțin așa se pare. În orașele menționate de Gerard există grupuri suport pentru coaching. Trebuie știut menționat faptul că coachii, antrenorii care absolvă unul din cursurile Noble Manhattan pot practica această meserie, pentru că Noble Manhattan deține acreditarea Institutului Internațional de Coaching, iar persoanele care absolvă sunt certificate pentru această meserie. Noi ne-am propus, ca împreună cu Noble Manhattan și Institutul Internațional de Coaching, să înființăm prima școală de coaching în cadrul unei universități. Acest parteneriat despre care v-am vorbit deja se adresează nu numai comunității locale sau regionale, ci întregii Românii și Europei de Sud-Est. Pentru că, așa cum am discutat și cu Gerard, acest deziderat comun și această școală unică, universitară, am putea să o numim, va crea programe acreditate, atât din punct de vedere Bologna, așa cum știm, acreditări specifice învățământului, cât și acreditări specifice acredității de coaching. Este un proiect pe care l-am propus și pe care îl demarăm astăzi, iar regiunea pe care o vizăm este foarte, foarte mare, plecând, bineînțeles, din Galați. Quite an exciting project, un proiect extrem de interesant and addressed to a very large region. We're talking about the southeast of Europe. Yeah. What does it mean for Noble Manhattan? It means a lot. I have been coming to this region for 5 or 6 years, and I have fallen in love with the region. I come to Romania about every 2 months, and I don't go to the other countries that we are in as often. I love Romania. Vine 5-6 ani în această regiune și m-am pur și simplu îndrăgostit de ea, cel puțin în România. Vin la o perioadă de 2 luni, iar în celelalte țări nu merg nici pe departe atât de des ca în România. Pur și simplu îmi place aici.
Why is that, do you think? Because, you know, you have to do with people. So this is the baseline of your work. Do you think that the Romanians are highly spiritually elevated people? There are some theories. De ce în România credeți cumva sau poate ați simțit că românii sunt mai elevați din punct de vedere spiritual? Actually, yes. Actually, very much yes. And we have been so well received, and people have made us feel so welcome. And I personally think coaching can change people, families, communities, and countries. And I think coaching now is a force for good. I know that may sound a bit grand, but I really do believe coaching is a force for good and can help to create good. And working with Danubius on this exciting project we have, we want to take this right throughout this whole region. În mod cert, da, cred acest lucru, pentru că de fiecare dată când am venit aici am fost extrem de bine primiți. Cred că coachingul este o forță a binelui și nu spun asta nu exagerez cu nimic când spun acest lucru, nu e vorba de o grandomanie sau altceva, dar este cu adevărat o forță a binelui care poate schimba familii, țări și chiar regiuni și de ce nu și întreaga lume și cred că prin intermediul acestui parteneriat cu Universitatea Danubius vom reuși și noi să facem acest lucru plecând chiar de aici, chiar din Galați, ceea ce desigur ne onorează, pentru că văd că Universitatea Danubius și-a setat ca obiectiv, pentru că înțeleg că o sesiune de coaching se desfășoară în felul următor. Trebuie să-ți setezi un obiectiv în inițial. Văd că Danubius, să spunem, că să personalizăm, și-a setat obiectivul de a face Galațiul un pol al cunoașterii, al evenimentelor de importanță globală și așa mai departe. Așa este. În planul managerial pe care l-am prezentat colegilor mei acum un an, am integrat două direcții noi de dezvoltare, internaționalizarea și antreprenoriatul. Noi oferim studenților noștri și absolvenților, iată, și companiilor cărora ne adresăm, o diversitate foarte largă de servicii educaționale, de programe, de studii. Iată că astăzi lansăm școala de coaching Danubius, care are ca motor Noble Manhattan Coaching, cu sediu în Marea Britanie. Știți foarte bine că acum câteva zile s-a încheiat conferința Global Advancement of Universities and Colleges, care a dus la Galați cele trei mari puteri și reprezentanții ai multor altor țări, de fapt toate cele cinci continente au fost reprezentate. Lansăm un master executiv în business, în administrarea afacerilor, care este adresat companiilor care gândesc global, care funcționează, dar doresc să se integreze în realitatea mondială, în acel Global Village, așa cum este numit de oamenii de știință și nu numai. Iată că internaționalizarea este unul din obiectivele pe care noi la Danubius ni le propunem. Și într-adevăr încercăm să aducem cei mai buni profesori, cei mai buni specialiști în domeniile de interes, în noile meserii, care în meseriile viitorului, dacă am putea spune așa. Și considerăm că, în primul rând, pentru noi este o mândrie să facem asta la Danubius, lucru pentru care îi mulțumim și lui Gerard și Noble Manhattan Coaching, pe care o reprezintă, că ne-a făcut onoarea de a fi prezent astăzi aici și de a porni alături de noi, de a avea atâta încredere, de a porni la drum cu Universitatea Danubius, într-un parteneriat strategic, l-aș numi eu, și tuturor celorlalți reprezentanți ai comunității academice internaționale și ai mediului de afaceri care doresc ca împreună cu gălățenii, brăilenii și cei care ne cunosc ca instituție de învățământ să ne desfășurăm împreună activitatea global pentru a fi cu adevărat internaționali, așa cum ne-am propus.
Foarte important faptul că ați acum și cetățenii au oportunitatea de a se integra în profesia viitorului, așa cum ați numit-o, în coaching prin intermediul Universității Danubius. Și pentru că am aflat, la modul general, ce înseamnă acest lucru de la domnul O'Donovan, aș vrea să aflăm și puțin mai specific, ca să înțelegem foarte, foarte bine ce presupune această meserie. Mr. O'Donovan, I was just saying that it is extremely exciting for people in Galati, not only that now they can be initiated in the job of the future, as Mr. Pushka was describing coaching, and being a great opportunity as such, I would like to profit on this, on having you as a guest, and to ask you exactly, what does a coach do step by step so that we can get a better feeling of this job? Okay. A coach works with a client privately and individually. They use tools that we call coaching models, and these are sophisticated questioning techniques. Un coach lucrează cu un client în mod privat și individual, folosind anumite modele, anumite instrumente pe care el le are de lucru, iar cel mai important lucru este acela de a pune foarte multe întrebări care ghidează practic clientul într-o anumită direcție cea dorită. We call these coaching models, and there are over 50 or 60 different types of coaching model. So a coach would learn all of these. Există cam 50 sau 60 asemenea mod, asemenea tipare pentru a putea să relaționezi în mod optim cu clientul, tipare cu care lucrează de fapt coachul, pe baza cărora lucrează. Some of them are very specific, used for health coaching, wealth, relationship, career, executive. Others are more general. Unele au o specificitate anume, e vorba despre sănătate, bună dispoziție, manageri și așa mai departe, iar altele au o adresabilitate mai largă. Coaches are non-judgmental and non-directional. We do not tell anyone what to do, and the answer lies within the client. The coach does not come up with an answer. Practic, coachii nu sunt niciodată, nu emit judecăți de valoare, nu judecă pe nimeni și nici nu ghidează, nu sunt ghizi în viață. Nu acesta este rolul lor. Rolul lor este de a descoperi răspunsuri care se află la client. Trebuie doar să descopere acest răspuns și nu să-l ofere ei. Okay. Today I gave an example of one of the models. It is called the TGROW. Astăzi, în cadrul atelierului de lucru, a dat un exemplu al unui asemenea model pe care îl folosesc antrenorii, TGROW. Da. So, if we were working together, the first thing I would want us to become very clear on is what is the topic or the issue or the area? Where will we work together? Is it to do with health, wealth, relationship, managing your team, running a better business? We would get crystal clear vision on what area we were working together. Primul lucru pe care îl face un antrenor în momentul în care începe să lucreze cu clientul său este să-și stabilească foarte clar zona pe care se va lucra. Care este scopul practic al clientului? Să-și îmbunătățească sănătatea, să-și îmbunătățească starea generală, să-și îmbunătățească relațiile de afaceri, să-și conducă mai bine propriul business, și aici răspunsurile sunt în funcție de fiecare persoană. Okay. We would become clear on any issues or problems or obstacles. Am devenit clar în privința oricărei probleme, obstacol sau domeniu. Da. Then we would move on to G. We would look at the goals. What are your goals? What goals could you set? The coach doesn't set the goal, it is the client. But we use advanced questioning techniques to help the client really think about what they want in life. Următoarea literă, G, stă pentru goal. Goal se traduce din limba engleză în scop, țintă, obiectiv. Care este scopul, care este ținta, care este obiectivul? Acest lucru trebuie foarte clar întipărit în mintea clientului mai mult decât a antrenorului. And then we'd move to the R, the R, which is reality. And we become tough, like a detective. And we ask tough questions. What is your reality? Because our reality is based on our belief.
And beliefs need, they're like a table. They need legs to support them. Următoarea literă, râul, stă pentru realitate, se referă la realitate. Practic, acum întrebările devin ceva mai dificile. Vă spunea puțin mai devreme că toată acest procedeu se bazează pe anumite tehnici de intervievare, de interviu, iar atunci când se ajunge la această literă, la R, la realitate propriu-zis, întrebările devin un pic mai dificile și mai dure, pentru că fiecare are o realitate proprie, bazată pe propriile sale credințe și aceasta poate fi comparată cu o masă care pentru a sta în picioare are nevoie de acele picioare, nu? E, acestea sunt și credințele noastre. Good. Many of us, our beliefs are actually based on things we have heard and they have very little evidence to support them. So we investigate that very thoroughly. Pentru foarte mulți dintre noi, realitatea este bazată pe lucruri pe care le-am auzit și nu le-am probat noi înșine. Și atunci, rolul coachului este de a descoperi care sunt aceste vulnerabilități în sistemul de credințe al clientului. And then we would move to the O. We look at options and we work with our client, helping them to come up with more methods, more ideas, more options, more things they could do than they could ever think on their own. Ajungem astfel la litera O. Am trecut prin T, G, R de la realitate, spuneam ții mai devreme, și acum avem O de la opțiuni. Practic, acum rolul antrenorului este acela de a descoperi alături de clientul său noi metode, noi idei, noi tehnici, prin care acesta poate obține ceea ce își dorește. And then, in this model, the final one is the W. The way forward. We now create an action plan. We put it on paper. We create steps. We plan it out. And then we work with our client to achieve that over time. Ultimul W-ul reprezintă sau vine de la way forward, adică într-o traducere brută, cale înainte. Practic este vorba despre implementarea planului realizat alături de client, plan care trebuie să conțină cele mai bune metode prin care acesta poate ajunge la scopul stabilit. How many sessions does it take to achieve a goal, for instance, to be a better manager? În câte sesiuni poți deveni, de exemplu, un mai bun manager? Usually not very many. There was a big study done last year and it showed the ROI, return on investment for coaching. And there were some remarkable changes made in big companies around the world with, on average, 7 sessions. De fapt, nu sunt foarte multe cele care sunt necesare. Anul trecut chiar s-a făcut un studiu în ceea ce privește rata cu care se întoarce investiția în educarea ca și coach. Adică, practic, s-a descoperit că cam 7 ședințe sunt media, care a scăzut foarte mult în ultimii ani. We have only 2 minutes left, so I would like to ask you for a short advice for people who are now watching us and perhaps they cannot afford to go to a coach, or who knows, maybe they don't have enough time, but they need to be well also, so let's give them a little advice. Of course. One of the most important things in coaching is values. Every one of us has values, but we also take on the values of people around us, friends, family, society, community, and people get confused. One of the greatest things that coaches can do, or that people can do themselves, is to get in touch with their own true core values, not the values of television or society, but really understand their own true core values, and that will change people. Practic,
fiecare dintre noi avem un anumit set de valori, doar că problema cu aceste valori în general este aceea că multe dintre ele sunt împrumutate de la familie, de la prieteni, de la societate, de la comunitate, de la televizor, poftim. Ideea este că acest lucru poate să ne facă un pic confuz și un lucru grozav pe care pot să îl facă acești antrenori, acești coach sau pe care poate să-l facă clientul singur, mai bine zis, este să intre, să-și descopere adevăratele sale valori, setul său de valori care aparține doar lui și care îl definește, prin care se definește. Și acest lucru, ne spune Gerard O'Donovan, poate cu adevărat să schimbe oamenii. În tot cazul, cred că merită încercat. Thank you very much, Mr. O'Donovan. Deci, iată că puteți schimba acum cu adevărat oamenii la Universitatea Danubius, sau cel puțin asta pare a promite această profesie a viitorului, cum ați denumit-o mai devreme. Cam la ce număr de cursanți vă așteptați pentru început și cum credeți că va progresa? Metodele folosite în coaching sunt diverse, astfel încât numărul membrilor unei grupe de coaching variază. Vreau însă să parafrazez ceea ce s-a spus mai devreme. Noi la Danubius să încercăm o democratizare a educației, dacă s-ar putea spune așa, astfel încât fiecare persoană să găsească într-o universitate ceea ce își dorește și poate să devină. Practic, îți construiești viitorul ca un puzzle din elemente noi pe care ți le construiești singur. De altfel, noi am lansat și un logo al campaniei pe care o desfășurăm în ultima perioadă, Different Way of Education, diferite moduri de a face educație și de a primi educație. Vă mulțumesc foarte mult, amândurora. Thank you very much. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați primit și sper că ați găsit atât motivațională, cât și extrem de interesantă discuția pe care am purtat-o în această seară alături de rectorul Universității Danubius, conferențiar universitar dr. Andy Pușcă și Gerard O'Donovan, fondator și director în prezent al uneia dintre cele mai bine cotate companii care pregătește, antrenează, formează coach din lume, o companie care a format până în prezent peste 12.000 de antrenori și nu se oprește aici, ba mai mult, se extinde atât chiar și în zona noastră prin Universitatea Danubius. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă urez o noapte cât mai liniștită în continuare. Pe curând!